Salut, Retro, și am găsit la un nou episod. Vreau să vorbim câteva chestii. Nu știu câți dintre voi mai jucați CSGO și aveți poate skin-uri pe joc și v-ați lăsat și vreți să jucați, de exemplu, Battlegrounds și vreți iteme pe Battlegrounds și așa mai departe. CSGO a pierdut foarte, foarte mult avantaj în favoarea jocului PlayerUnknown's Battlegrounds. Cred că toată chestia asta a plecat de când Shroud a decis să-și mute jocul, să joace Battleground și a decis la CSU pe live. Dar nu asta e important, nu despre asta vom vorbi acum. O să vorbim despre skin-uri de pe joc, despre itemele din jocuri și așa mai departe. Uite, eu de exemplu acum am o sumă destul de mare în inventar, am peste 2500, cred că 3000 de euro în inventar și mă joc mai mult Battlegrounds și aș avea două variante: ori să dau ori să vând skinurile din joc și să-mi cumpăr pe Battle skinuri, ori să fac negoț, da, să fac trade. Dar chestia asta este foarte grea pentru că sunt o grămadă de scammer, da, se practică scamurile la greu, mai ales în România. Și în străinătate foarte mult se dau skin și nu poți să îți dai itemele de pe CS pentru itemele pe un alt joc din cauza scammerilor, pentru că n-ai încredere, da? Și pe lângă asta te-ar costa și mai mult bani dacă ai vrea să le vinzi, să-ți cumperi altele, da? Ar trebui să le vinzi pe astea, îți ia comisiuni când le vinzi și apoi îți mai ia comisiuni și când... și când cumpere altele. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre DMarket. Este o platformă care are nevoie de beta tester în primul rând, de mai multe lucruri pe care o să vi le arăt imediat. Practic poți să-ți dai itemele din joc pentru iteme pe alt joc. Oamenii asta urmăresc, vor ceva foarte mare, vor ceva la nivel mondial. Vor pur și simplu un marketplace, să zic așa, unde poți să faci schimb de arme prin intermediul unei monezi virtuale numite token. Practic o să fie prețul stabilit de nu în euro etc. În token și bine. Practic, uite, tu ai un cuțit, să zicem, de câteva. Hai, ce ți-a pomeam de asta. Ia uite, bă, ulor, what the fuck? Ai câteva sute de euro, da, un cuțit și tu îl pui acolo, să zicem, la 400, îți dă 400 de token sau ceva de genul, însemnând valoarea cuțitului tău. Foarte mișto chestia asta și tu, practic, cu tokenurile alea poți să cumperi iteme tot pe jocul respectiv sau pe alt joc. Se urmărește ceva stabil. What the fuck? În sensul că prețurile să nu se modifice. Știți că astăzi un cuțit poate e 70, mâine poate e 65 și așa mai departe, pot varia. Ei, la ei se urmărește să știe sigur, bă, cât e un cuțit, ca să știu exact cât e, what the fuck? Ca să știe exact ce ai de dat și cât ai de luat. Foarte tare chestia asta, o să vă arăt în cele ce urmează. În cele ce urmează site este foarte simplu, dar ideea normală ar fi că neavând niște skin-uri de la care să pleci, nu prea poți să faci schimbări. Adică, ok, eu intru pe site, vreau să depozitez un skin să-mi iau ceva. Păi și ce mi-au dacă nimeni n-a depozitat? Știi, cam asta ar fi ideea și pentru asta ar fi nevoie de oameni. Încă n-am fixat chestia asta la CS. Mi se întâmplă foarte mult timp, mai ales pe 64 T-Grade. Da, nu mai zic nimic. Asta se încearcă, da, prin beta tester și prin intermediul vostru, până la urmă, prin ajutorul vostru. Hai, bro. Da, mă bătem în spate. Ok, haideți să vă arăt site-ul și despre ce vorbeam adineauri. Bun, deci ăsta este site-ul DMarket.ro, o să vă las un link în descriere. Nu trebuie să faceți cu neapărat, dar puteți să dați un click, să dați în jos, să vadă și băieții că am abonați activi. Asta e echipa, aveți aici un clip, bine, e în engleză, despre cum
despre cum funcționează treaba. What is the market, da? My name is Vladimir Panchenko and I'm the big... Cum? Vol... Panchenko and I'm the... My name is Vladimir Panchenko. Vladimir Panchenko, the CEO and founder of the market. Talk about the project. Hai să adicionăm marketplace for turning every virtual item into real community. Ok. Deci, cam asta ar fi treaba, da? Tool Sellface începe în 9 zile. Aici aplici pentru cloud sell sau pentru pre-sell, adică să vinzi de, pentru dinainte. Aici să dai subscribe pentru multe update-uri. Aici aveți social media, Slack, Facebook, Twitter, Insta și altele pe care nu le cunosc. Să faci pur și simplu un cop, first name, data nașterii, țara, codul poștal, payment-ul banii cum să fie. Dai submit și aia și aici cred că e aceeași chestie, da, aproape la fel. Sau aici să-ți bagi email-ul dacă vrei să-ți vină update-urile. Asta e echipa. Eu știu pe oameni că, uite, pari și maturi, dar pe lângă asta au și site-ul. Dacă le știți, Skins Cash, ăla de vinzi instant bani, skin-uri pe bani reali, știți, și de acolo e foarte tare și chestia asta și știți de acolo că în serios, am făcut și eu clipuri acolo, merge foarte bine și platforma respectivă. In-game trade item, uite, de exemplu, joc 1, joc 2, bam, faci skin, da, e foarte ușor, uite, la fel aici. Și aici este o, mă rog, este o schemă cum funcționează treaba. Deci ăsta e jocul 1, da, care are de vânzare, care are chestiile astea. Uite, pun și între consolă chiar, vezi? Între consolă, da, uite, deci astea practic tu depozitezi aici, ăsta depozitează aici și tu de aici îți alegi din partea cealaltă. Deci, ați înțeles cum e ideea asta, nu știu ce sunt pe aici. Mă rog. Și alte informații. Deci astea sunt chestiile și cu tokenurile. O să funcționeze pe bază de token. Deci ideea e că până la urmă e vor o soluție ca să creeze o platformă de trading unde oricine poate să schimbe, să vândă jocuri, achievement-uri, carduri d-alea și așa mai departe. Da, orice. Absolut. Pentru că ați văzut și voi că la Steam dai o grămadă de bani ca să vinzi, îți ia comisiune, îți ia fees, taxe, etc. Și asta se bazează, cam asta ar fi ideea la oameni. Ce să zic, contact și alte lucruri, token sell, uite, apar aici alte multe informații, dacă începi în ziua 1 îți dă bonus, știi? Dacă te loghezi printre primii, aici, mă rog, câteva astea făcute de ei ca să înțelegeți cum merg, dar adică gen, dacă vă pricepeți de ce sunt scripturile, sunt reale, cum e și fair proof sau nu știu cum scrie ceva de gen. Mă rog, cam asta ar fi clipul. Eu sper că ați înțeles ideea. Până la urmă, să dai jocurile de pe un joc, pe skin-urile pe skin-urile pe un joc, pe skin-urile pe alt joc, fără taxe, fără chestii. Să fie prețuri fixe și o să fie gen în funcție de deci skin-urile nu o să se aproximeze la valoarea lor din joc. O să fie gen în funcție de cât de greu le obții, da? Cât de rare sunt, cât de greu le faci sau la alte jocuri, poate cât de mult de ce le valie sau cât de greu le faci de craftezi și așa mai departe, înțelegeți voi. Nu neapărat din câți bani. Adică sunt gen, cum sunt itemele rare și așa mai departe, da, pe care le obții mai greu. Bun, pe cam asta a fost clipul. Eu o să vă las un link în descriere pe care v-ați rugat să dați click, să dați un scroll în jos, să vedeți care trebuie. Și ne revedem data viitoare. Eu am fost Toic, gdea.com, mă, pa!